Bună, Leu, și bine ai venit la previziunile pentru luna aprilie. Acestea sunt valabile atât pentru cei din zodia Leu, cât și pentru cei care aveți luna sau ascendentul în această zodie. Iar dacă rezonezi cu mesajele, te invit cu drag și la partea bonus, acolo discutăm despre zile bune, zile mai puțin bune, discutăm despre dragoste atât pentru cei singuri, cât și pentru cei aflați într-o relație, și tot acolo discutăm despre bani și carieră. Clarificăm toate cărțile de tarot, primești și sfat din partea îngerilor romantici, îți răspund, uh, uh, de fapt îți spun despre o surpriză pe care tu o vei avea în luna, în luna aprilie. Da, uh, leii probabil sunt plin de întrebări în perioada aceasta, dar vreau să încep așa, și anume cu uh, Mercur care este în retrogradare în perioada 1-25 aprilie. Acum... Uh, deciziile pe care le-ați luat da, în perioada 17 martie, 1 aprilie, pe următoarele zone ale vieții voastre, străinătate, acte, bani, proiecte, drumuri, sănătate, poate. Deci toată zona aceasta, deci acolo ce decizii ați luat voi, uite acum reveniți asupra lor, 1-25 aprilie. Uh, reveniți asupra lor, asupra proiectelor respective, asupra negocierilor respective, asupra cursurilor respective. Dacă unii poate v-ați apucat de un curs, da? Sau uh, poate v-ați apucat să învățați ceva. Și acum, uite, Mercur fiind retrograd, vă face să reveniți puțin asupra lucrurilor. Aici, așa ca și veste, uh, Lei care. Aveți, aveți examene în perioada asta, mai ales pe zona aceasta de uh, studii uh, superioare, adică facultate, master și așa mai departe. Uh, sunteți favorizați pe ex, pe examenele cu re da restanță sau uh, reanaliză, deci foarte bine. Subs, uh, susținuți sunteți pe așa ceva și puteți să repetați da materia respectivă. Pentru că vă poate ajuta uh, de asemenea, puteți să reluați niște cursuri, da, cu mercur acolo retrograd sau niște demersuri legale, puteți să le reluați. Însă, de pe 25 aprilie până pe 10 mai, abia atunci lucrurile se așează mult mai bine pentru leu. Da? Pe tot ceea ce ține de străinătate, proiecte, studii superioare, spiritualitate, drumuri lungi, deci toată zona aceasta. Acum, avem eclipsă totală de soare, 8 aprilie. Să știi că este o eclipsă foarte puternică. Este o eclipsă care poate da leului o resetare, poate la nivel mental, da? Este vorba despre o relocare pentru unii dintre voi. E ca și cum trebuie să vă mutați peste noapte. Sau vă gândiți peste noapte, spuneți gata, mă bag la facultatea respectivă, dar pierd și niște bani la rândul meu. Da? Un moment pentru leu în care parcă vrea să riște în legătură cu un proiect, în legătură cu o situație. Poate e nevoie să-ți schimbi locul de muncă, dar schimbi și țara sau schimbi și orașul. Poate să se deschidă o perioadă bună pentru leu, pentru studii, pentru partea aceasta de a explora viața, deci foarte multă susținere aveți. Apoi avem această conjuncție foarte interesantă, Jupiter-Uranus, da? Jupiter-Uranus care Uite, pentru tine se produce pe casa a 10. Și acum, este vorba pentru leu despre o resetare, despre o surpriză mare, fie legată de o investiție foarte mare, fie pentru unii lei este vorba și despre o pierdere, dar și despre un câștig, pe de altă parte. Poate să fie vorba despre o colaborare care apare din senin. Pentru alți lei, poate să fie vorba despre o surpriză mare legată de un copil, legată de persoana iubită sau legat de tatăl tău sau o, o persoană acolo cu autoritate asupra ta. Asupra ta. Așa cum am spus, leul are ocazie să rezolve multe lucruri pe zona juridică. Uite, pe eclipsa aia, nu știu, poți să începi un proces, da? dezbaterea unei moșteniri sau o separare. Acum, da, îl aveți și pe Pluto acolo și asta e viața. Dar, dar, repet, aș merge eu că pe ideea aceasta că leul Reușește să schimbe multe lucruri. Apoi, spre final de aprilie, 24 aprilie, avem uh, lună plină în Scorpion, o lună plină care activează axa 40. Uh, finalul lunii aprilie este foarte bun pentru Leu pentru că vei ieși în evidență, vei străluci. Uh, este un final de aprilie foarte bun pentru tine deoarece vei avea responsabilități care îți vor face plăcere. Uh, pot fi lucruri care țin și de casă, de familie, însă unii lei veți auzi în jurul datei de 24 aprilie de un sfârșit legat de casă și de familie. Și acum, fie auziți de niște rude că se despart, fie alți lei, uh, va fi nevoie să vă implicați acolo da? în, în cumpărarea unui teren, cumpărarea unei case. Uh, poate e cazul, nu știu, ca leul să se așeze la casa sa. E posibil și asta. Posibil și asta, însă luna asta plină din scorpion să știi că e tare norocoasă pentru tine și ești foarte bine susținut. Ești foarte bine susținut. Um. Deci, repet schimbări cu viteza luminii pentru leu, dar repet, uh, schimbări care țin și de o relație oficială care țin de situația în care tu te afli. Hai să vedem dragilei uh, arhanghelii ce spun ce trebuie voi să știți. Luna aprilie 2024 pentru Leu, și a ieșit Arhanghelul Rafael. Numerele importante: 21, 12, 1, 2, 3. Culorile importante: verde, auriu, roz, galben iar arhanghelul Rafael este cel care ție îți oferă un dar, o ghidare. Ești alesul și protejatul meu. Ai atins o mare realizare în sfera armoniei tale interioare și meriți să primești darul vindecării dumnezeiești. Ești binecuvântat, inspirat și ghidat de alaiul meu ceresc. Foarte frumos! Deci tu ai o protecție divină în luna aprilie, vei avea parte de o realizare foarte mare și reușești fie să te vindeci, fie reușești să te eliberezi de ceva anume. Poate ai legătură cu zona medicală sau afli de cineva din apropierea ta că reușește să se vindece, să se elibereze. Hai să vedem tarotul ce transmite pentru leu aprilie 2024 este o lună puternică, să știi, este o lună intensă, o lună cu schimbări destul de mari pentru leu. Să vedem lei, Eu că este o lună care o să vă ia prin prin surprindere, da, a început citirea cu un șapte de monede. Ok, a ieșit și spânzuratul, care spânzuratul este arcana majoră pentru luna aprilie din acest an, deci este o lună cu sacrificii. O lună în care ne schimbăm perspectiva asupra vieții și chiar și tu schimbi perspectiva asupra vieții. 10 de bâte, regele de monede, 6 de bâte. Da, unii lei parcă lucrați aici din greu la ceva. Da, lucrați din greu pentru a vă menține o stabilitate financiară. Poate să fie și o lună aprilie în care ai foarte mult de muncă, însă apare și răsplata, apare și bucuria, cum s-ar spune. 7 de monede aici, între tine și ceilalți. Văd o persoană care este într-o așteptare dar unii lei puteți să analizați foarte mult trecutul, deci ceea ce s-a întâmplat până acum, tocmai pentru a, a, avea o concluzie. Cei care ați investit da, în speculații financiare sau care ați făcut o investiție în general în ceva, uite, luna asta o să vă ocupați mai mult de toată povestea. Posibil Saturn acolo să vă arate dacă a fost bine sau nu a fost bine. Dacă a fost bine, Primiți recompensa. Dacă n-a fost bine, da, sunteți învățați pe viitor să faceți ce trebuie. Trei de bâte la baza manifestărilor tale, deci o primă victorie pentru leu, uh, poate să fie aici uh, o primă victorie undeva în, uh, în, uh, în perioada florilor, îmi vine să spun, nici nu știu dacă exact pică în aprilie, uh. Sau, pentru alți lei, poate să fie o bucurie mică da, pe care o sărbătorește aici. Steaua în inima ta, o legătură cu zodia vărsător, deci ai pe cineva în inima ta, este o persoană cunoscută, este o persoană la care se ajunge greu, dar ce văd aici este că tu ai o speranță foarte mare în această lună, cum că lucrurile vor fi bune și așa este, chiar vor fi. Uh, pentru că, uite, avem spânzuratul în mintea ta, o legătură cu Zodia Pești, dar și un moment în care tu reușești să vezi lucrurile dintr-o altă perspectivă. Vezi o altă imagine asupra lumii, asupra vieții. Leul poate să-și dea seama că, băi, nu, nu sunt totul bani în lumea asta, nu e totul, uh, nu știu, iubirea, nu totul ține de un anumit lucru. Credința poate salva leul foarte mult. În această lună aprilie. 3 de spade. E, aici um, posibil să intri în contact cu oameni care sunt răniți sau oameni care suferă. Tot 3 de spade poate să însemne și o oarecare dezamăgire pe care cineva o are. Puterea, o legătură uite cu zodia ta, deci este o persoană aici care te poartă în inimă, cineva care vrea să lupte pentru tine, pentru situația în care ești. Și tot puterea aici poate să însemne și o atracție pe care cineva o simte față de tine. Însă eu simt foarte puternic o energie duală. Deci fie mai este cineva în peisaj care se bagă, o prietenă, cineva din familie, poate mai flirtezi tu cu cineva, poate partenerul, partenera, nu știu să-ți spun. Dar se simte clar această energie duală. Doi de monede, ultima carte, deci uite, primești bani, dai bani la rândul tău, este și cineva care încearcă să te convingă de un anumit lucru, este și cineva aici care încearcă să cumva să mulțumească pe toată lumea, în special din punct de vedere financiar dacă e să discutăm. Da? Bun, deci leul cumva poate să fie și pus pe pauză, atenție, mai ales acolo unde lucrurile nu funcționează. Dragiulei, acestea au fost previziunile generale pentru luna aprilie. Eu îți mulțumesc pentru atenție. Sper din suflet să-ți fie de folos informațiile. Iar dacă ai rezonat cu mesajele și dorești o analiză cu mai multe detalii, te invit și la partea bonus din comunitatea acestui canal. Acolo îți voi spune zile bune, zile mai puțin bune pentru tine din aprilie. De asemenea, vom discuta despre dragoste, atât pentru cei singuri, cât și pentru cei aflați într-o relație, și tot acolo discutăm despre bani și muncă, pentru că avem și acolo lucruri de, uh, uh, lucruri de discutat, pentru că ești foarte bine susținut spre final de aprilie, dar trebuie să știi ce să faci și cum anume să faci clarificăm cărțile de tarot, primești și sfat din partea îngerilor romantici, iar în final vedem surpriza pentru leu în această lună. Te îmbrățișez cu drag, îți mulțumesc pentru că mi-ai rămas alături până la final și îți doresc o lună aprilie cât mai frumoasă.